Coincidență sau nu, în ultimul timp, România a ales să călătorească mai mult cu trenul. Transportul feroviar a înregistrat anul trecut o creștere cu 8,7% la numărul de pasageri transportați, comparativ cu alți ani. Conform Ager Press, transportul feroviar de pasageri a înregistrat în primele 9 luni din 2021 o creștere de 7% la numărul de pasageri transportați și cu 13,7% în ceea ce privește parcursul acestora, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Transportul aerian a înregistrat cea mai însemnată creștere dintre modurile de transport în ceea ce privește numărul de pasageri, cu 30,8% față de aceeași perioadă din 2020, fiind transportați peste 7 milioane de pasageri, din care 87,3% în curse internaționale. Transportul rutier de pasageri a înregistrat în perioada menționată o scădere cu 6,4% în ceea ce privește numărul de pasageri transportați, comparativ cu perioada similară din 2020, în timp ce parcursul acestora a crescut cu 6,1%. În ceea ce privește transportul pe căi navigabile interioare, ambii indicatori au înregistrat creșteri față de primele 9 luni ale anului trecut, cu 11% la numărul de pasageri transportați și cu 12,1% la parcursul acestora. În transportul maritim nu au fost înregistrați pasageri în perioada studiată. Potrivit Institutului Național de Statistică, în perioada ianuarie-septembrie 2021, transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere, în total 79,9%, fiind urmat de transportul feroviar 16,8%. În transport internațional de pasageri au fost înregistrați peste 7 milioane de pasageri, respectiv 3,1% din total, dintre care 90,8% în transport aerian.